proiectul de reabilitare al zonei Piața Badea Cârțan continua, după modernizarea halei de lactate, asfaltarea carosabilului și reamenajarea locurilor de parcare în spatele pieței, intervențiile continuă în zona din față. Se va lucra doar pe timp de noapte pentru a nu îngreuna traficul și pentru a reduce disconfortul pentru cumpărători și comercianți. Fără modernizări serioase de vreo 20 de ani, condițiile din piața Badea Cârțan se schimbă. În hala de lactate a fost montată instalație de climatizare cu purificatoare de aer, instalațiile au fost reparate, iar produsele sunt expuse acum în vitrine noi, iar pentru reconfigurarea zonei, accesul este mai facil și mai sigur pentru cumpărători, transmite viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău.